Salutare! În episodul de astăzi vă voi arăta cum se scoate Radio CD-ul la Smartfortul 450. Este vorba despre Radio CD original Grudin. Practic vă trebuie niște dispozitive care se introduc aici sau se pot introduce 4 șurubențe subțiri, 4 cuie, apăsându-le pe toate în interior, după aia trageți pur și simplu în exterior. Practic se vede că aceste dispozitive acționează sistemul de siguranță a radioului și astfel poate fi scos. În partea din spate vom observa mufele de boxe, de alimentare și mufa de la radio. Eu l-am demontat pe al meu pentru că cu ajutorul lui Ștefan Barbu, pe care vi-l recomand dacă aveți nevoie de piese de schimb, am făcut rost de acest radio CD cu navigație. Deci este practic cel mai de top care a fost pus pe Smartfortul 450. Îl vom monta pe ăsta și îl vom porni să vedem dacă merge și cum merge. Revin. Gata, am montat-o, să vedem dacă merge acum. Merge foarte ok. Navigație, da, pentru navigație din păcate îmi trebuie radio CD-ul. Navigația smart cred că e cam greu de găsit și oricum nu cred că e, adică e super depășită fiind o navigație veche, dar arată ok ca și design. Da, o să mai mă uit prin setările ei să văd exact despre ce e vorba. Cam asta ar fi la modelul acela de radio Vines, băgați, o să vă arăt și cum arătau și acele scule. Deci la radioul Grundig, care l-am avut înainte, se demontează cu aceste scule. Cam așa arată. Sau se pot băga vanii, 4 șurubențe subțiri sau 4 cuie. Și se trage de radio. Sau luați de pe AliExpress un set special, iar pentru ăsta ia un alt fel de sculă care se bagă aici. Și se demontează. Pe AliExpress există un astfel de kit pentru demontarea radiourilor. E foarte ieftin. Mulțumesc!